Vă pup al vostru Ulf. Vă pupă și vă urează bun venit pe noul meu vlog, Haita mea. Voi sunteți haita mea, susținătorii mei și persoanele care îmi dau putere. Astăzi, fiind duminică, o să vă ofer partea 5 la blonda. Și-a rămas serviți cât un iaurt dimineața. Vă ajută cu probioticele, cu alea, e foarte bun. Nu cu fructe, nu nimic, iaurt simplu. Dacă aveți opțiunea de să luați grecesc, luați grecesc. Am rămas la... că l-am combinat pe prietenul ăla meu cu prietena ei. Chiar m-am enervat și acum nu prea am o stare foarte bună, că nu-mi place să povestesc despre persoane care m-au dezamăgit și m-au trădat sau așa, dar... povestesc. Fiți atenți că cum stă treaba. Am, pe propria experiență, mi-am dat seama că e o foarte mare greșeală dacă tu ești împreună cu o fată. Și tu ai un prieten, iubita ta are o prietenă cea mai bună, cu care iasă non-stop. Tu să le faci lipeala la prietenul tău cu prietena ei. E o foarte mare greșeală. Sau dacă stați, vă combinați cu o fată ce stă în chirie. Sau stă, eu știu, da, în chirie, cu mai multe, cu încă o fată. Să-l combinați pe prietenul vostru cu colega ei de cam, de apartament. Foarte mare greșeală. De ce e foarte mare greșeală, să vă întrebați? Ca să vă zic dinainte, blonda avea două cele mai bune prietene. O brunetă, da, brunetă era, nu șatenă, și încă una. Una creață. Blonda, bruneta și creață. Eu de mic n-am avut cercul mare de prieteni, adică nu mă orientam, ieșeam cu mulți, mă jucam foniat, dar ne jucam fotbal, ne ăsta. Dar nu mi împărțeam eu poveștile și nu mergeam eu așa la cataramă cu toată lumea. Am alegeam un prieten și în perioada aia aveam tot așa un prieten. E bine, cum ieșeam tot non-stop cu el, a apărut blonda, am început să ies cu blonda. Că vinea și el, că meream în discotecă, îl luam cu mine și cu ăștia, pe Moldoveanu, cu ăla. L-am infiltrat și pe el în grupul ăla. Na, cum i-am zis la blondă, tu, că-l vedeam. No, eu mă simțeam prost, că ieșeam tăi cu ea, deja m-am mutat la ea și ăsta. Să-l las pe prietenul ăsta meu, nu. Nu mi-o pica mie bine, că nici mie nu mi-ar plăcea să fac așa el. Și să nu mai iasă cu mine, că o dat de femeie. Și de obicei așa se întâmplă. Nu știu dacă numai în zilele noastre sau și mai demult, dar eu vorbesc de ce se întâmplă. Când dă prietenul tău de o femeie, uită de prietenie, uită de tine, încet, încet se debarasează de prieten, de tătătăt. Exact cum și o femeie când dă de un bărbat, se debarasează de prietenele ei. Înțelegeți, renunță la ieșiri, la prietenii, la asta și se focalizează numai pe... bine, dacă știe băiatul să o ia sau ăsta, dacă nu, își face, o face ce-i taie capul. Și aveți grijă că într-o relație, inamicul numărul 1 a relației sunt prietenele ei. Inamicul numărul 2... nu știu dacă pot să zic că-s prietenii tăi. Da. Cred că inamicul numărul 2 ești chiar tu. Ca băiat. Dacă nu știi să te comporți, nu știi să ăsta, tu ești inamicul propriei relații. Da, principalul inamic sunt prietenele ei. Dacă vrei să ai o relație sau să adaugi șanse de reușit într-o relație, debarasează de prietenele ei. No, cum ziceam, l-am combinat pe ăsta cu aia și aia avea 20 și ceva de ani. Frumoasă fata. Nu știu că era, că nu era de aici, era moldovian, un pic de moldovian, că Suceava, nu mai știu de unde era. Părțile alea. Bandită. Să sărutau, să ăsta, nu a ajuns să... la relații sexuale, da, aia bandită tot îl lăsa, îl prindea, o prindea și el, ăsta era mai timid, mai nu a avut el experiență, nu știu cât e.
Aia zice, hai, lasă-mă că tot mai mult dat. Știți, nu continua, zice, lasă-mă că tot mai mult dat, mai ăsta. Ăsta râdea să-mi foia când au să animă, cam un dat-o. Au pus botul. Și ce s-a întâmplat? În perioada aia deja au trecut, nu știu cât timp a trecut din relația mea cu blonda și cum am zis, tot timpul se întoarce roata. Adică la început tu ești ăla îndrăgostit sau așa, iar dacă persoana cealaltă e aia nepăsătoare și își bate joc, sfârșește ca aia nepăsătoare să devină cea îndrăgostită și tu să fii ăla nepăsător la finalul relației. Tot timpul așa e karma, își face treaba și rolurile se inversează. Dacă nu o pățăști cu în relația respectivă, fii sigur că o să o pățăști în următoarea relație. Și la un moment dat, chiar așa am ajuns eu, să fiu eu ăla nepăsător și... Cum se numește? Rupincuris, care mi se rupea de orice. Și blonda a început să țină la mine. Eu mai ieșeam, mai îmi făceam treaba mai asta. Când nu ieșeam eu cu ei, ieșe blonda cu prietenii ei, creața și bruneta și ieșe și ăsta, că doar ăsta umbla cu aia. Vă dați seama că ălea umblau și cu alții și blonda în momentul ăla, cred că de-aia am devenit eu așa și au devenit atașată de mine, că eu am văzut că n-am cu cine, că tot încearcă să o ardă cu unul cu altul și eu eram un păcat cu ideea că mă, nu puteam eu să-i ofer tot ce avea nevoie, zic, și situație financiară, stabilitate financiară sau așa. Am stat și m-am gândit, băi, oricum nu o să sfârșesc cu ea, că e diferența asta de ani, așa, cum e, tăceartă, nu. Și într-un fel am luat-o ca și cum de la relație, eu am indus iară ideea de prieten cu beneficii, numai cât, dar nici aia nu mai prea-mi trebuia. Și fiți atenți. Iașeau fetele, povesteau nu știu ce și asta și zicea la ăsta, vezi, nu îi zice povestim acum că știi că e nebun să supără repede, să ăsta e gelos. Și ăsta zice bine și nu-mi zice. Bun, fiți atenți. Mă cert eu cu blonda, nu mai știu tot așa, i-am zis tu, nu mai vreau, nu mai nu știu ce, să continuăm. O trecut o săptămână, cât am fost despărțit, eu mi-am făcut treburile, zic, mi-am făcut treburile, am mai umblat cu un alta. Eu nu-s genul care să mă laud, să mă duc, eu am prins-o pe aia, am dat la ea și mă duc să le zic la toți prietenii. Ăsta e caracter de pizduță. Să mergi tu să te lauzi că ai prins-o pe aia, că ai, nu știu ce, că eu de-abia... Să mergi să fuți numai ca să mergi să te lauzi. Eu nu eram așa. Cum îmi era asta, prietenul și așa, ca între prieteni. Stai, uite, cine aia, că tot vă că scrie că ăsta, umblu cu ea. Și nu. Așa cum i-am zis lui, umblu cu ea, în perioada aia mă tă suna. Unde ești, cu cine? Eu nu mă gândeam că mă dă el în primire. Ziceam, bă, cu asta, sună-mă după ce găsi tu cu... Creața, era să-i zic pe nume. Ah, bun. Fiți atenți. Tot mă căuta blonda tămă ăsta, îi ziceam, eu încercam să o dau la sentiment, că o dădeam ceva în genul, că lasă-mă, că m-ai rănit, am nevoie de timp. Știți? Încercam să o ating pe latura aia, să înțeleagă că eu chiar pun suflet de-o de-astea. Dar eu eram cu asta la altă. Și tot așa îmi scrie... Nu mă văd că dintr-o dată, fiți atenți, îmi zice tătătăt, că umblu cu aia, îmi zice numele ei, îmi zice tătătătăt. Stau să mă gândesc, bă, fata asta nu se laudă, n-are prieteni comun cu ea, nu, de unde Dumnezeu? Ca mai apoi să-mi zică tă blonda. Păi mă, prostule, vezi că tătătăt e de în primire prietenul tău. Ce s-a întâmplat? Într-o seară primesc mesaje de la prietenul ăsta, fostul meu prieten. Prietenul ăsta meu cu care nu mai țin legătura, că a început să mă întrebe, no, ai fost astăzi cu aia, cum a fost, cum ăsta? Mi s-a părut mie dubios că Google nu m-a luat așa frumos, no, ce faci cu cum? Direct, bang! Bă, mi s-a părut mie ceva dubios, dar mă, n-are și cum să fac el așa ceva. Eu atunci, pe vremea aia, aveam prosta imagine că și impresie că
eu mă puneam în situația celuilalt. Bă, eu aș face dacă aș fi în situația lui. Adică eu aș da în primire. Eu îmi răspundeam, n-aș da, deci mă așteptam ca nici persoana aia altă să nu facă așa ceva. Sau în orice situație. Bă, eu n-aș face aia, deci nici aia nu ar trebui să facă. Nu, era mic. Aș pe premiza asta. Da, am început să-i zic prin mesaj. Da, așa, din scurt, că ceva mi se părea mie dubios. Blonda l-a sunat pe el, o coborât de el. Cred că în timpul ăla, dacă mi-aduc bine aminte, că asta crea țaltăți în ea. Ba, lăsa balță în ea. Ba, îi dădea una caldă, ba, îi dădea 3 reci. 5 reci, una caldă să-l readucă. Încă 3-4 reci. Îi mai dădea una caldă, cât să-l mențină acolo, știți? Nici să nu-i să taie, dar să-l mențină pe linia aia de disperare. Bandita aia. El nu-a înțeles ideea, cu tăti că îi ziceam, bă, vezi că îți dă caldă, ca rece, 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 una caldă iară să te aducă. Te lăsa, te lăsa, te lăsa, bang. Te mai trage un pic, iară, te lasă, iară, te lasă, iară, bang, iară, te trage un pic. Dar astea-s grele, nu le înțelege oricine la vârsta aia. Și au zis și eu, blonda, mă, te-a ajuns să te împași cu ea, ți-o ăsta, ți-o convins și-o dai cu tine. Hai, ajută-mă, te rog, zi-mi ceva și ăsta. Ăsta, o și-l sărută, blonda. Dar așa să vă gândiți, eu aș vrea să vă pun o poză cu ea, dar nu știu dacă e bine, nu știu. O să vă pun pot în următorul, mă mai gândesc până în următorul clip. Să o vedeți, mă, niște forme, parcă era Pamela Anderson, deci nu era slăbuță, așa e, corpulentă, țuțe, cu, ai de capul meu. Îl sărută, mă, și a pus botul ăsta și tă-tă-tă-tă-tă m-a dat în privire. Dar nu ziceți că vine a doua zi, sau nu mai știu când, îmi zice tă-tă-tăt, nebuna râdea, ca și cum o vrut să pară ea, femeia aia, care... Nu mai e aia nebună, dar aia care îți arată, bă, uite cine ți-a spre tine, uite că mine poți avea încredere, nu, ne știți? O profita de situația asta să-l pună pe el în lumina aia defavorabilă, că știa că în el aveam încrederea și mi-era singurul prieten și să crească ea în ochii mei, știți? Deci o dat un exemplu mai prost în ochii mei, ca să uit de persoana ei că a fost un exemplu prost în ochii mei, știți? Că să uit trădarea ei, mi-a arătat o altă trădare, care m-a afectat mai tare. Că de la femeie mă așteptam, dar de la prietenul meu nu mă așteptam. Nu. O reușit, o să uită ăsta ți-o prietenul. Vai, nu mi-a venit să cred. Și ce nu mi-a venit să cred e că el nu realiza că, vai, vezi, Doamne, ce-a făcut. O zis, dar pe așa, nu mai erai cu ea, o zis eu. Cum nu mai eram cu ea, mă? Și m-am dispărțit o săptămână, două și tu te sărută și te... piși pe tine, tă-tă-tă-tă, și dai afară, tă. Nu am finit. De acolo am rupt-o și fiți atenți. Mă duc. Eu am continuat cu blonda, am rupt prietenia cu el. Mă duc într-o, asta e o altă întâmplare, mă duc într-o noapte la club. Eram eu, blonda și asta brunet. Că creația deja nu mai prea ăsta. Eu am vrut... tot timpul să o rup de prietenile ei, că le erau fete faine, deci tot erau fete faine, erau de viață, știți? Și eu încercam să o trag pe blondă, să mai fie de viață. Nu știu ce face în club blonda de mâine, eu sunt foarte ăsta, mie nu-mi place femeia mea să dea motive de să-și facă altui idei, filme, sau să lase impresia că curtează pe altcineva, sau priviri. Nu, femeia mea trebuie să fie, cum v-am zis, nu la modul la exagerat soldat, dar trebuie să fie bandită, soldat, bandit. Să știe cum era la început ea. Că deja, știți că v-am povestit, că avea o glumă pentru mine, dacă s-o uita, dacă, deci, nu știu ce-o făcut, tot așa priviri, puii mei, m-am enervat, am băgat-o, am scos-o, am trimis-o acasă, dă-i drumul, eu... Cu tătii că eram la vârsta aia, așa lumea mă cunoștea prin cluburi. Aveam masă tot timpul, stăteam numai pe lângă ăștia șmecherași, pe lângă băieți, ăștia mari. Și a rămas eu cu bruneta. Blonda a plecat, că am trimis-o. Cum ne-am certat, s-o lua și s-o dus. O văd pe brunetă, mă, dar până atunci eu am văzut-o pe brunetă.
că smeream cu tăți, ieșeam cu fetele, cu prietenile ei. Eu aveam vrăjală, adică vrăjală așa dulce. Nu aia ce o zic și faci... Aia ce o zic și te bine dispune și râzi, dar și îți dă impresia că exagerarea aia e exagerare finuță pe care o bag eu în vrăjală. Deci să gândește, bă, sigur minte, sigur are vrăjală ceea ce zice, dar îi place ceea ce aude și parcă vrea să nu fie vrăjală, știi? Deci o prindeam, le prindeam tot timpul și acum atât și toul ăsta l-am și vrăjala asta de ele prind tot timpul la mijloc. Ar știe că îi, dar ar vrea să nu fie, știți? Și o vedeam pe brunetă tot timpul, că dacă mă uit la voi, eu văd în partea asta, în ea, tot ce se întâmplă. Când stăteam la masă și mâncam, îi dădeam două, trei vrăjeli la blondă, două, trei dume, două, trei astea, o vedeam cum se uita bruneta și nu mă învârtea în farfurie, deja în gol. Se gândea nimeni. Mai povestea și ea de cât e unul cu care umbla ea și mă vedea pe mine. Știți că eu din poveștile ei auzeam minusurile pe care le zicea de băiatul ăla. Și minusurile alea ce le scotea în evidență erau plusurile mele. Adică ce fac eu bine și ce făcea el rău. Dar nu știu dacă blonda se prinde sau așa, dar se prindea și ea, că era bandită și ea. Și am prins-o atunci în club. M-am dus lângă ea, mă, ăsta. Mai știu ce am zis la urechi, că am început să râdă. O prind după cap și dau s-o sărut. Deci eu am simțit-o că era disponibilă. O pleca blonda, era tot în favoarea noastră. Eram și un pic băuți, dar nu, că noi nu ne îmbătam să bem, să ne îmbătăm. Sau, eram chiar un pic starea aia de euforie. Mă, și pe când o sărut, mai bine, nu ziceți că exact așa stăteam și încolo era ieșirea. Acolo era un separeu, aici era masa, exact așa. Și aici era bruneta și nu ziceți că o sărut. Și mă, când mă trezesc cu ceva, cum o sărutam așa, drept aici, bum! Eu am crezut că ceva scandal, o arunca careva cu sticlă sau cu ceva. Simt una în cap, am amețit, era blondă, avea o geantă, e așa, nea cu colțurile erau cu ceva metal. N-a năibai, că drept cu colțul din, în frunte, bum! M-a lăsat pe mine și o prinsă pe asta, tu! Din muie și din noscosă. Cu bărbatul meu, cu tine. Păi, când am văzut. Eu cum eram nervos pe blondă, m-am măgat, le-am despărțit și o țineam pe asta și ziceam, du-te tu. Greșeala vieță mele. Du-te tu, lasă. Păi, de capul meu, zic, bă, cu tine discut după aia, dă-te că o mor. Ce-o făcut acolo, că era blondă. Na, uitați-vă, că n-am avut ce să fac. Am luat-o și m-am dus cu blonda. Am luat-o de acolo, am zis, hai să mai remai, să mă, ai ce ciudă mi-a fost. Că de acolo meream cu bruneta și că era frumos, mă, stilul ăla brunetă, cum să vă zic, un fel de Angelina, dar mai slabă și nu cu țâțele așa mari, dar era brunetă faină. Creolul așa și înaltă, cât mine, un pic mai mică ca și mine, sau cât mine era pe vremea aia. Făia-ți nervi. No, n-am avut ce face, m-am dus. Eu am scăpat de ceartă. Am scăpat-o și pe asta. Dar după aia nu mai vorbit o perioadă, după aia ară. Că de aia e vorba asta, că ești pizdă, că nu știi să ții supărarea și să te ții tare pe poziție. Eu când mă cer cu o persoană să o cumpăr sau mă distanțez, eu, la mine nu mai există cale de întoarcere. Că bă, hai să ne împăcăm, mai să fim iară cum am. Nu mai există. Mi-ai trădat încrederea odată, avea-l-o. No, trece ce trece, bang, 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 iară, asta a fost, cred că, ultima ceartă. Iară ne certăm. În fața blocului, nu mai știu cât era ceasul, era târziu, 12, după 12, ceva e genul, 12. Deci de nu tătă scara blocului, și acum știe, dacă întrebați, țineți minte când s-o certa Lobo la ora 12, eu fost bătaia aia în fața blocului, tătă scara știe, da, cu blonda. Era parcată mașina în fața blocului la intrare. Mai știu de cine am certat, dar grav, i-am zis că nu mai... Și au zis, mă, aveam iPhone 4 sau mai știu ce aveam pe vremea aia. Îmi ia asta telefonul și cheile. Că eu mi-l țineam aici, sub, între picioare, telefonul și cheile, cred că mi erau, nu știu, în fine, mi-au luat telefonul și cheile. Și de ce faci tu?
Ce e că eu nu m-am ales cu nimic în relația asta. Am stat cu un bigidiu, m-a făcut un bigidiu de și-a bătut joc de mine și de sentimentele mele și eu nu m-am ales cu nimic în relația asta atâta timp. Eu, femeie de nu știu cât, în ideea că ea avea o vârstă și o sta cu mine, mi s-a dedicat, mie mi s-a dedicat, că ea își făcea treburile sau așa. Era, deja au trecut și de partea cu noi, indiferența, și de partea cu iubirea față de mine, nu știu că era iubire cât, dar nu, a fost ceva sentiment în a doua parte a relației și au ajuns la momentul de criză, etapa 3. Și au zis măcar să mă aleg și eu cu ceva din relația asta și mă lua telefonul. Zic, tu pune telefonul, adu telefonul aici să nu... Nu știu unde l-au pus, că avea volanul și avea un compartiment aici în ea. De trea era așa plat și mai că apăsai. Buf. Eu nu l-am mai văzut. No, așa bătaie a fost. Eu nu dădeam cu pumnie. Îi dădeam palme, o mai prineam de gât, o mai țineam de păr, dar nu, e, nu-mi place să o lovesc. Dar palme îi dădeam. Măi, ai dădea pumni. Deci așa, eu n-am luat de la bărbați așa pumni ce pumni am luat de la ea. Eu sincer vă zic. Tătătă eram zgâriat pe față. Cămașa, aveam o cămașă. Cum erau nasturii, că e cămașa. Aici e partea cu nasturi și aici e partea cu unde îi bagi nasturii. No, mie mi era ruptă asta. Și partea cu nasturii și cu aia era aici, știți? Deci mi-o rupt de aici în ea cămașa. Zgâriat pe față, tătătă, curgea sângele, apele pe mine. Într-un final... Nu mai știu cum tot am ținut-o am ăsta, mi-a dat telefonul. Dar cum ne bătea, mă, că mașina era, cred că, da, era pornită, dar scosă din viteză. Și cum ne băteam, o țineam, dădeam cu cotul ăla de clanson. Bă, bă, suna la ora 12. De-aia vă zic că tătă scară și e plus că și urla ea și de alea, parcă era turbată să nu urmă. Iau telefonul, mă dau jos să mă duc pe partea aia, altă, deja m-am enervat, s-o scot din mașină să-mi iau cheile, să mă duc. Că eu nu mai suportam psihic ceartă. Mă, și nu ziceți că era ușa deschisă, nu știu ce-o deschis ușa, ies repede, o închis ușile și dă să plece. No, de la mie, din fața blocului, ieși și aici mergi în sus către profi care știe, deci urci și aici cobori. Sau iei către zorilor. Nu, no, o da cu mașina, când au zis că merg cu mașina, eu la momentul ăla de disperare, atunci e, no, e rău, când v-am mai zis. Când e momentul ăla de disperare sau de așa, mai bine îl faceți pom să tragă pe dreapta, dacă sunteți la, în mașină cu el la volan, bă, oprește, calmează-te. Nu știi niciodată cum reacționează un om la disperare. Mă, eu am sărit pe spate, pe lunetă. Aici e portbagajul și încolo e mașina. Eu am sărit așa pe o dungă. Că eu m-am gândit că nu, cum să margă cu mașina? Bă, și pornește asta, face stânga și mare în jos. N-avea nu știu cât, avea vreo 30-40. Dar vă dați seama că în momentele le-am zis, că o știam și de bolund, am zis, asta aici, țic pe stradă și mă nenorocesc tot. Am dat doi pumni în lunetă, mă țineam cu genunchiul, mă împingeam că avea o antenă. Să-mi țin stabilitate și cu mâinile așa mă țineam. Eram întors într-o dungă, nu știu cum. Am dat doi pumni în aia, o pus frână, probabil o conștientiza și ce unde s-a ajuns, ce nebune și unde s-a ajuns. Și când a pus frâna, de la oprirea aia m-am dus în față și când s-a oprit m-am dus în spate, de-a rupt stâlpul ăla, de antena. No, și-o dat și seama, am picat un pic, dar nu. Că nu a fost șocul mare să mă lovesc sau ceva. M-am dus, am deschis ușa, no, aia s-a calmat și-o dat seama că s-a ajuns foarte departe. Și-o zis, hai, te rog să vorbim, am zis, dă-mi, te rog frumos, cheile, că mă duc, nu mai vreau să vorbim, nu mai vreau să avem nimica. A fost așa un moment, nu știu, parcă, că și-am parcă trăiesc clipa aia, așa, sentimentul ăla. Nu știu cum să vă zic, parcă la amândoi ne-a părut rău că ca și cum știi că putea fi ceva frumos și unde s-a ajuns, știți? Adică doi oameni, unii care s-au iubit, s-au ăsta și s-au ajuns la gesturi extreme, la
tăi și la destea. Iar după momentul ăla de adrenalină și de criză, te calmezi, ești față în față cu persoana aia și amândoi vă gândiți că, bă, uite-te unde s-a ajuns, că nu trebuia să fie așa. Și mi-au dat cheile, am plecat, nu m-am dus acasă, că eram cum eram și am zis să nu mă vadă mama, tata. Eu vorbisem cu o fată atunci, așa, a 20 ceva de ani, stătea mai jos de bic în chirie, la garsoniere. I-am scris și o zis, hai la mine. I-am zis, uite, hai că ce faci, că uite, zice, am pățit. N-am zis că m-am bătut cu fata sau ce, am zis că am pățit ceva, nenorocit, cum așa mi-e ruptă pe mine, nu știu ce, o zis, hai la mine. Mă duc, eu aveam vreo 30 și ceva de lei. M-a văzut fata, prima oară m-am întâlnit cu ea. M-a văzut, o zis, hai înăuntru, vrei, ai nevoie de ceva să ăsta, mi-am dat jos cămașa. Am zis, nu. Și zic, vrei să bem ceva? Oare? Nu, ea a zis, vrei să bem ceva? Am zis, da. Ce vrei să bei? O să aș bea nici vin, dar nu am. Zic, nu e niciun baie, asta că mă duc eu. Era cald afară, era vară, în fine, că eram numai în cămașă. Și dau să iau cămașa, au zis fata, nu trebuie, stai liniștit, că mă duc eu la magazin, cum să merge așa? Zic, uite, banii nu mi trebuie, aveam 33 de lei, ceva e genul. Sutu-s fata, eu i-am lăsat banii pe masă, că nu trebuie, chiar și la prima întâlnire mă prezint așa. Mă scuzați când tremură vocea, dar m-am emoționat iară din momentul ăla, că parcă iară l-am văzut în fața ochilor, cum am deschis ușa și am stat amândoi, nu știu cum, foarte, foarte fain așa când îți aduci aminte, știi, că era sentiment pur acolo. No, vine asta, eu l-a dat o sticlă de vin, cred că era sânge de taur, dacă mi-aduc aminte bine, nu mai știu, era vin roșu. Și au zis ce pățesc. Ești parcă eram, nu bolund în perioada aia, dar tătii se lipeau de mine, așa ce n-am eu zis. Mă, bem un pahar de vin, eu nici n-am terminat, eu băut deja unul jumate, două. Dau s-o sărut și am zis, o sărut, o dezbrac. Facem relația, contactul sexual, nu știu ce, totul bine, mă urc la baie. Păi și când mă întorc de la baie, el stătea așa pe pas și zicea, ieșiți afară. Mie nu mi-a venit să cred că a fost bine, deci te-am simțit bine amândoi în timpul actului sexual. M-am dus, mă, ăsta să fac duș. Deci ieșiți afară. Am zis, stic în casă. Am zis, cine să iasă tu? Că-s numai eu. Stătea. Ieșiți toți afară până nu mă enervez. Deja pe mine m-a luat un pic gândurile alea, m-am dus în bucătărie să văd cine-i Dumnezeu mai în dulap, mă uitam. Zic, tu, fată, tu, nu mai eu, tu, ce cu tine? Era bată de la două, nu știu ce Dumnezeu. Și-a început să urle. Fai de capul meu, am zis, uite-te că asta cine și ce m-a băgat la viol? Zic, taci, tu nu mai urla, tu ce te apucă, stai că mă duc. Ce-s cu fazele astea tu, femeia nebună? Ia stătea acolo, te rog, ieșiți, vă rog! Mi-am luat cămașa ruptă pe mine și am plecat. I-am și dat blocaj, că pe Facebook am prins-o și am vorbit. Dar atunci a fost primul contact cu ea și de alea. I-am și dat blocaj. Și cred că din el mi-am și luat banii. Da, mi-am și luat banii pe masă. Păi cum mă mâncați așa? Mă scoate afară și că ieși stăzi din casă. Care tăzi vă mâncați? În timpul ăsta ce eram cu ea, îmi suna telefon, n-am avut 40 și ceva de apeluri de la blonda. N-am avut în viața mea. Dar auzăți, vine și mesaje și de alea răspunde că de nu știu ce, că de nu știu ce. Recunosc că după aia mi-a dat o tensiune că nu am mai răspuns. Nu vreau să zic ce usă mesaje, nu mai răspuns pe două zile, am stat într-o tensiune că poate o pățit ceva. Dar niciodată, dacă vă amenință cineva cu bă, că nu știu ce îmi fac, nu știu ce fac, nu, să nu credeți. Că nimeni nu renunță la viața lui pentru o persoană care
nu mai vrea nimic cu tine, cu ea sau așa, nimeni nu. Că poate îi trece prin cap câteva minute, dar după o să intre automat sentimentul de mândrie, de orgoliu de ăsta, că bă, de ce să fac eu așa ceva și să... pentru el, să zic că uite bă, că s-a făcut aia pentru mie și sunt nenorocit, nu, nu credeți așa ceva și știa că se întâmplă, nu știu dacă ar trebui să vă simțiți chiar vinovați sau aveți și voi vina voastră, dar asta nu depinde de voi. Când persoana nu înțelege, bine, dacă vă bateți joc în ultimul hal de persoana aia, o bateți, o nenorocit, o terminat psihic, atunci sunteți niște diavol pe pământ. Dar în rest, să nu fiți curioși. Cam asta a fost. Din ce mi-aduc aminte, poate să mai mi-aduc o aminte, o fază, două, că v-am zis. Am încercat să vă zic cronologic, dar ați văzut că după aia mi-am o să aminte și de prietenul ăla meu și l-am combinat cu asta. Și de tătătăt. Dacă o să mai mi-aduc aminte pe parcurs, o să vă mai zic bombardierilor. Oricum, de aici începe partea și mai interesantă. La liceu, cu domnul Vercio Poșa acolo. M-am combinat cu una, după aia m-am combinat cu prietena ei cea mai bună, după aia iar ea le două s-o certa, deci nebunie. Și acolo urmează aventuri și iubite, sau, da, aventuri și iubite, sau relații, nu mai știu cum am intitulat, partea 6. Mi se pare că am făcut partea 4, asta e partea 5, o să urmează partea 6. Piperată, vă garantez. Al vostru lup vă pupă, Wolf își pupă haita. Sunteți la inima mea? Ia uitați. Pot să spun că eu sunt lupul și voi sunteți luna. O duminică nemaipomenită ca și voi. Vă pup.